E B.U.G. Mafia cea mai tare trupă? E sincer că pe răspunsul bă, nu cred. Sau pe ce e sincer? Asculți manele? La băutură, mai bei, mai asculți. Ai multe gagici sau puține? Bă, că îmi plac gagicile. E mai importantă dragostea decât banii? Așa cred. Așa e? Bă, ce prost sunt. Ai umblat vreodată cu vreo gagică de-a mea? Cu nevastă-ne. Ești cel mai mare rapper român? Nu m-am gândit la chestia asta. A fost greu la Pârnaie? A fost o plictiseală titanică, uriașă. Cum te-a afectat scandalul cu testul antidrog? Cred că m-a și ajutat la un moment dat. Mai există băieți de cartier? În ce văd eu pe cartier, pe acolo nu prea văd. Hey, o salut, eu sunt Sherry, aici alături de Octavian, examinatorul, fraților, și astăzi avem o ediție mega ultra extra specială a testului poligraf. O ediție la care sunt invitate două persoane care împreună alcătuiesc una dintre trupele mele preferate pe care le ascult de când eram mic. În aplauzele dumneavoastră, astăzi la testul poligraf, îi avem pe Sishu și Puia, aplauze pentru ei, veterani ai muzicii hip-hop păi, din România. Deci, cum ne-am legat să ajungem în situația asta? Nu știu că... Adică n-a reușit circa 13 atât ce a reușit Shelly. Acum dau seama ce fac. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și acum putem să începem cu întrebările adevărate, da? Hai să lăsăm astea. Dar... aveți câteva care nu-ți pompaie. Acum când am văzut cu cablurile astea pe mine, dau seama ce se întâmplă. E chiar treabă serioasă, fratele meu. Da. Și nu prea poate fi păcărit, să știi, adică e destul de pe bune treaba aici. Era vorba că ai luat 5 kg de c***ină și le-ai dus. Bun. Și le-am scăpat în mare. Înainte să vorbim de kilograme, hai să vorbim de ani. Voi vă cunoașteți de aproximativ... Păi sunt legate 30... chestiile astea între ele. Păi eu cred că... De cât timp vă cunoașteți voi? Din 95, 96, când? 96. Tu erai cu ilegal sau cu ce? Erai cu ilegal? Cu formația ilegală. Da, a fost, se pare și asta, altă coincidență. Da, da. Da, e 96, din 96 ne știm, practic. Da. Deci voi v-ați cunoscut după ce făceați muzică? Da, fiecare încercam să activăm și în alte formații. Adică așa era la început, scara și formația. Eu multe cum e acum cu trepul, la un moment dat așa a fost și cu repul, dar nu atunci, cam la 3 ani după ce a fost succes. Și toate începeau cu ceva cu ghetto. Ghetto, nu știu cum, ghetto... Sau Black, cu... sau mai multe, da. Erau... Ok, și tu erai într-o trupă numită Ilegal. Ilegal, il liniuță egal. Ne tot certam, ne împăcam, tot o formam, o deformam. Am înțeles, da. Asta aveai cât atunci, 17-18 ani? Da, cam așa, acolo. La 17 ani, cam așa am început. Și erai cu numere de scenă, păi spun tot Sishu Tudor, că asta este... Bă, inițial nu ne-am gândit la niște nume noi, fiecare, nu mai țin minte, că și Puia avea un nume, parcă Kool-Aid era. Kool-Aid. Da, dacă nu mă înșel. Ne-am gândit la niște nume de-astea din diferite cărți, dar bă, ce nume erai în engleză? Era totul în engleză. Pe Puia când te-ai schimbat? Când ai devenit Puia? Când am făcut la familia. Okay. Asta era de fapt porecla mea din cartier și vreau toată lumea spune așa. De unde a venit asta? Random, pur și simplu întâmplător? Da, noi eram trei frați, porecla tata era Puiu în cartier și noi semănam foarte mult între noi și de câte ori făcea cineva ceva, nu știa să spună Alexandru, Răzvan sau Dragoș. Nu știu, bă, ăștia Puia, ăștia au făcut. Am înțeles. Dar a rămas Puia. Și pentru că aveam numele meu, am zis, bă, cel mai simplu lucru, suntem noi înșine. Pentru că la familia noi nu avem alte ego-uri, suntem noi înșine. Da, a fost mai simplu. Prima dată când v-ați cunoscut, prima impresie a fost una bună, unul despre celălalt sau a început, că mai sunt oameni care au ajuns foarte buni prieteni, a început nu se suportau, nu... Nu, cred că am... Eu l-auzisem pe Puia cântând, știam ce face, auzisem o melodie. Hai să zic că la Sishu acasă, de exemplu, era un loc în care tot timpul puteai să te duci să asculti rap, el era așa, casa lui era deschisă pentru toată lumea. Să puteai la orice oră, băteai la ușă, intrai, chiar dacă nu era acasă, și stăteai, l-așteptai, dacă nu scriai un mesaj pe perete, aveam sufragerie scrisă cu carioca, te-am căutat la 5, de ce, nu știu ce, deci nu avea cum să... Convenea, era cel mai bun loc de întâlnire. Oamenii își dădeau loc, își dădeau întâlnire la el în sufragerie. Unde? Ne vedem la Sishu, mă. Era ca un soi de bar, dar într-un bloc. Am înțeles. Dacă n-aveai cum să te superi pe... Nu, niciodată ne-am avut chestia pe asta. Ne-am lăsat că ne-am mai ciundenit de-a lungul anilor, dar nu. De când l-am văzut pe Puia,
am știut că era ce trebuie pentru ce vreau noi să facem, ca autenticitate, ca... Na, nu. Bun, hai să vedem ce ai scris pe foaia aia, că ai scris, ai scris ceva pe ea. Ai scris ceva, stai să mai să nu mai mici mâna aia. Asta, să nu mai mici din mâna aia. Așa, nu mai mișca, trebuie să ai nemișcat, că altfel... Dacă mici din ea, ce se întâmplă? Este aici, sare asta în sus, zice că minți, că faci, că... El practic interpretează toți... Hai mă, zi de o dracu, ce poate să fie. Dar înainte să începem, aș vrea să vă rog din suflet, dacă n-ați făcut-o deja, să apăsați acum pe subscribe și pe clopoțel asta, fiindcă mai mult de jumătate din cei care mă urmăriți pe acest canal nu sunteți abonați la el. Mersi frumos! Asculți manele? Mai ascult manele, da. Ia atent că eu nu l-am auzit niciodată ascultând manele. Deci înseamnă că ascultă... De ce mă ascult? Ascult mai la băutură, mai bei, mai ascult la o petrecere. E sincer? Nu minte, nu? E sincer, da. Sincer. Da. Ai vreo manea care ți-a rămas așa în cap, intră mereu? Nu, no, n-am așa. E mai reschim preferate. Așa. No. Deci te interesează doar atmosfera. Deci la șpriț în între... ultimul timp, sincer să fiu, n-am mai ascultat, că le-am băut involuntar de peste tot, știi? Nu mai nimic. Ți s-a luat că ai auzit prea mult. Da. Da, Sălăjean în anii 90, nu știu cine dracu n-asculta manele, adică... Da, bine, erau manele alea, nu știu, nu-mi dau seama, dar erau manele, da. Underground music, asta a fost mereu da, muzica era underground a cartierului. Muzica care mergea fără promovare, fără, pune caseta, fără să aibă manager, fără să aibă videoclipuri și să împrăștea rapid. Așa, practic, în cartier era o bătaie pe hip-hop și manele cumva, se ascultau ambele genuri. Nu prea, cine asculta rap, adică nu știu, nu, era foarte despărțită treaba. Cu timp, acum s-a amestecat treaba, după 2000 și ceva lucrurile s-au mai amestecat. Inițial nu era așa. Inițial rap-ul, o să spun o treabă, noi când am apucat de rap, noi am fost niște nebuni într-un anumit fel, că practic în țară erau 1000 de ascultători probabil de rap, care știau ceva despre rap sau dacă auzi cuvântul ăsta. Deci noi ne-am apucat că era la modă. Ne-am apucat că ne-a plăcut nouă. Acum cultura urbană. Da, a fost un hobby. Da. Da, cu siguranță. Dar apropo de manele, la răutare ai fost vreodată? Aia, am mai nimerit și pe la restaurante de-astea, că erai automat, dacă ești într-o gașcă, da? Uh-huh. Te duci la club și după aia, domnule, hai să mergem la nu știu ce de ăsta, de manele. Deci ce fac, mă duc acasă? N-ai de ales? Mă duc cu lumea, stăteam acolo. Aia, important este să te simți bine, da, normal. Da, nu m-aș fi dus acum acasă, mi-aud deci, vocea să dau bani. Da. Ai ascultat manele, bun. Ai vrut să-ți faci trupă cu altcineva? După ce am făcut la familia? Da. Mă, nu. Octavian? E sincer, bun. Dacă stau bine să mă gândesc, că aș fi avut toate posibilitățile. Deci, eu acum stau și mai ce să mă gândesc. A fost vorba o discuție la un moment dat ceva cu Baxter, cu de la familia, cu Alin. Mai ți-aduce aminte ceva? Baxter nu mai cânte nici pentru el. De cum să nu, zic atunci, de mult. Aș nimeream din lac în puț, dai seama. Făceam formație cu Baxter după ce... Nu. A fost vorba de să meargă cu noi în turneu, cred că. Da? Turneu? Da. Ok, bun. E mai importantă dragoste decât banii? Eu zic că e mai importantă, da. Sincer. Așa cred. Așa e? Bă, ce prost sunt. Se ia că sunt prost, dar nici chiar Depinde acum, dragostea de... Dragostea de bani. Bă, sentiment, da. Dragostea de bani e mai... Dragostea de familie, dragostea... Bă, e mai important. E mai important. Adică sunt importanti și banii, numai că oricine care a avut bani își dă seama, poți să-i pierzi imediat, muncești și foarte mult pentru ei. Există perioade, de exemplu, când ai foarte mulți bani, dar nu te simți, să zic, sufletește împlinit. Așa că eu nu pun semnul egal între a avea sume de bani și a fi foarte fericit. Pentru că se întâmplă de multe ori să nu fie chiar așa. Dacă realizezi utilitatea lor, că ei practic te ajută ca tu să câștigi un pic de libertate. Adică să nu te trezească lumea la 7 dimineața, să te duci să muncești pe șantier, să te întorci, să poți să îți permiți mâncarea care trebuie și acoperiș deasupra capului, asta e ok. Restul... Și poate fi un factor de fericire ăsta. Păi da, dar restul după ce obții chestiile astea vor. Mașini, vor elicoptere, vor și aici apare nefericirea. E B.U.G. Mafia cea mai tare trupă? Păi nu cred. Okay, deci, depinde. În anii 90 era cea mai mare trupă, cu siguranță, adică... Categorii, nu discutăm chestia asta. Nici nu discutăm chestia asta. Acum, în ultimul timp, nici nu prea s-au mai făcut trupe. Mă gândeam, zic, mă, care dracu, cine a mai făcut trupă la rap în ultimul timp? Ca să putem să comparăm. E sincer că pe răspunsul bă, nu cred. Sau pe ce e sincer, mai exact? Ce a zis prima dată. Bă, nu cred. Dar este la timpul prezent. Dacă vorbim acum, da. Da. Dar în anii 90, când ne-am apucat noi atunci,
atunci, atunci mi se părea cea mai tare trupă. Adică cum au lansat de cartier sau chiar și primele lor EP-uri aia, cu un Cozin cu o poveste și... Categoric, nu spune nimeni nimic. E ce sincer? Zic, mă, e adevărat sau nu? Asta e ce e sincer. Voi, a voi încă după atâta timp n-aveți nicio legătură, adică de când a fost ruptura atunci ați fost separați, nu? Au fost niște discuții de orgolii, cred că mai degrabă, care nu au legătură cu muzica, adică eu o să le ascult în continuare niște melodii bune, mai ales că am și cântat foarte mult timp împreună, muzica e muzică. Dar nu, că n-are legătură. Nu poți să-ți, nu știu, am și umblat mult timp împreună, ne înseamnă copilăria noastră ceea ce am făcut acolo, că ne-am certat și când mai vorbim noi acum e partea a doua, dar na. Dar este, nici nu poți să șterg cu burete. Este o cărămidă din ceea ce am un lucru care le-am făcut. Eu nu pot, eu bucat de istorie pe care nu pot să o șterg. Dar după cât timp v-ați cert despărțit? Dar cât timp ați fost în colaborare împreună? Ați fost, cred că, niște 5 ani, așa. Da, cam așa, dar asta a însemnat pentru noi, au însemnat niște perioade foarte importante din viața noastră, adică primul contract, primul videoclip, primele concerte din viața noastră, știți, și tot timpul. Da, sunt prim, în cadrul ca prima acest... dragoste nu se uită niciodată. În cadrul acestor 5 ani s-a întâmplat toată chestia primul asta. Primul vostru clip a fost cel cu Dana Marcoana, Tupeu de Borfaj. Da. Și după aia a mai fost o piesă, nu știu ce, nu știu exact. Probleme de familie. Probleme de familie și a mai fost după aia Vorbe, care a fost Vorbe, piesa da. La familia fit cu Uzi, nu? Da, da. Care și aia tot așa cu clip, cu și era clipul, era tare la vremea respectivă, da. Cu Daci, rarea, la vremea asta, cu Daci, da, tare, da, și acum e. Am avut, cred că, 1000 ceva de figuranți în clip, nu figuranți care i-am chemat noi. Am oprit circulația acolo, am boz mașinile și lumea a venit. La un moment dat vreau să vă întreb în clipul ăla, eu trebuie să fac această paranteză, se ciocnește o Dacie de altă Dacie. Da, de un, se ciocnește o Dacie de un Fiat, cred. Sau o Dacie de ceva. A fost aranjată aia sau chiar s-au ciocnit? Nu, n-a fost aranjată, s-au ciocnit pe bune, că clipul a fost făcut... deci, înainte de clip, a fost o situație, nu știu dacă... Da, au dat-o și pe la televizor, să făceau... venea lumea pe Bulevardul ăla și făcea liniuțe, știi? Făcea cu mașini. Ce bulevard era acolo? Paladi sau ce acolo? Atunci era Sălăjan, cred. E exact drumul spre autostrada Soarele. Mare. Și se făceau liniuțe, știi? Exact pe bulevard, dar noapte. Se strângea și foarte multă lume până când a venit poliția, știi? Și la ăștia le rămăsese... din extinct. De asta să-i dea să facă liniuțe, știi? La filmare. Numai că la filmare e cu totul altceva. Filmare e filmare. La un moment dat mai zice la stop! Oprește! Știi? S-a oprit omul și l-a venit în spatele lui. Da, nu. Alea sunt accidentele, sunt pe bune. Care s-au întâmplat. Hai mă gândesc cum erau clipurile pe vremea aia. Păi spun că erau organizare cu regizor. Cu tot. Da, regizorul se organiza și echipa noi era organizată, dar restul în jur erau lucruri care le aduceai, a mers acolo și a venit lumea. Am pus ei, ei beneficiau de autenticitatea locului, adică filma în cartier cu prietenii noștri, cu deci oamenii care veneau acolo cu mașinile, erau tot așa din gașca noastră. Ca și la Tupeu de Borfaș când a venit o grămadă. Asta nu s-a schimbat foarte mult, că și acum la Trep încă se filmează multe clipuri pe așa, în care cu prieteni, cu da, ceva de genul. Asta e de genul urban. Da, acolo și ultima chestie pe subiect, dar clipul chiar mi-a făcut copilăria, că știu pe de rost. Acolo, practic, clipul a fost plătit de casa de discuri, aveam respect. Era Chietu în spate, nu? Sau cine era în spate. Și Chietu era într-o combinație cu voi și cu mafia, practic. Da. Era o întreagă chestie. Spune-ți cât costa un clip pe vremea aia? Cât era clipul de la care ai un clip foarte șmecher? Adică, zeci de mii costa un clip. Zeci de mii ar fi costat, dar... La banii ăia de atunci? Da. Ăsta, nu știu, cred că era undeva pe la 5-6 mii, nu știu, cam așa erau bugetele, 7, dar nu cred că am ajuns niciodată la 7. Dar nu, cred că ei nu plăteau decât camera, luminile și cam atât. Restul făceam noi rost. Adică dacă îți trebuie... Montaj, montaj. Da. Restul, noi făceam rost de tot. De mașini, de oameni, de loc. Adică noi ne implicam până la ultimul detaliu ca asta să iasă bine, știi, nu se putea. Și filmai uneori și 2-3 zile la un clip. A, ce tare. Dormeai, te duceai înapoi la filmare. Și da, erau și oamenii entuziasmați de lucru cu noi, îți dai seama, clipul ăla e făcut de Tudor Giurgiu și el era mai mult pe film. Da, după și erau oameni care făceau multe lucruri din pasiune. Da, da. Clar că Tudor Giurgiu bugetele... care astăzi organizează TIF, festivalul de film. Clar că... N-am știut niciodată că a făcut și asta, ce tare. Da, el a făcut Tupeu de Borfaș și Probleme de Familie. Și Foame de Bani. Și chiar ne-a ajutat foarte mult, că îi plăcea să lucreze cu noi. Și atunci era mai simplu. Casa de discuri beneficia de entuziasmul fanilor noștri, ca să zic. Cum crezi că erai dacă aveai trei băieți în loc de trei fete?
mai, că nu știu dacă mai aș fi fost mai bucuros sau mai liniștit, pentru că noi am fost trei băieți și știu ce făceam în casă și care au fost problemele până la vârste mici și chiar și acum. Eu cred că Dumnezeu mi-a dat exact cât am putut să duc. Adică te aveai nevoie, consider. Mi-ar fi dat trei băieți, cred că nu mă descurcam. Pentru că fetele sunt dificil. Cu totul altfel. Nu au mai... Deci ca să sintetizăm, ca să poți da și pe graf un răspuns, la întrebarea dacă crezi că erai mai fericit ai undeva, nu? Da. Dacă erai mai fericit nu. Cu trei băieți în loc trei fete, nu. Nu. E sincer. Acum o să spun... Vrei să-mi faci scandal în casă, Sișule, ia? Fițele întrebările, ce întrebări sunt astea? Bă, am scos alea cu gagici, cu de-astea. Ești cel mai mare rapper român? Nu m-am gândit la chestia asta, dar nu cred. Nu. Minte. Se da? Consideră. Da? Da, da sunt atunci. Păi, acum depinde dacă cum vrei, o interpretezi. Eu puteam da, să-ți dau răspunsul. Știi care e treaba? Hai să zic, eu da. Eu nu-mi interesez doar din punct de vedere, că nu spun, bă, ești cel mai bun rapper care cum scrii, cum dai, cum... Pe ansamblu. Da, bă, și cred că fiecare rapper din România ar trebui să se creadă cel mai bun rapper, pentru că altfel n-ai cum să urci pe scenă. Înaintea altor rapperi... Să te crezi măcar bun. Nu, da, cu siguranță că mă cred bun. Mă cred. Cum te-a afectat scandalul cu testul antidrog? Băi, m-a afectat destul de mult, pentru că a afectat oamenii din jurul meu, care... Te-a ajutat? Să mă ajute. Cred că m-a și ajutat la un moment dat, nu știu că... Aici nu-mi dau seama. A? Asta cu ajutat. Asta cu ajutat minte, nu? Eu da? Țin minte că a fost... Păi fii atent, eu te... Erai pe motocicletă, pe motor atunci, pe scooter, nu? Da. Știu că s-a întâmplat la două zile după erai Rabbi Spriz. Și știu că ai făcut un show absolut incredibil, da. Rabbi Spriz. Nu știu dacă erai cumva... Și ai și zis pe scenă că, domnule, că eram un pic supărat când da, am venit, da, dar uite, voi da. Mi-ați dat o energie. Nu știu dacă întâmplarea nefericită a făcut show-ul să fie mai bun, cumva că erai, vrei să... erai motivat să... Nu-mi dau da. Seama, te pe tine să, nu, să eu făceam ce făceam de obicei. Am făcut ce știam eu să fac. La concert. La concert, da. Am crezut că o să am foarte mari probleme din pricina publicității astea negative, dar cred că eu te mint pe tine în funcție în care mă mint și pe mine atunci. Deci, da, clar, și eu am simțit că nu mă ajută chestia asta și în continuare nu mă ajută, dar... Octavian? Sincer. Sincer, da? Numai pe registrația în vigoare, tu ai permisul suspendat? Sau da, am permisul suspendat, exact. Gen, pe incidentul din 2022, deci da, de 2 da. Ani sau 2 ani și un pic. Mai există băieți de cartier? Nu cred. Cel puțin varianta. În ce văd eu pe cartier, pe acolo nu prea văd. E sincer. Nu. Cum definești băiatul de cartier? Sau tu cum, sau cum erau băieții de cartier? Băi, ce definiția mea în cap sunt oameni dintr-o bucată, niște băieți sinceri care... pur și simplu sunt alături de tine. Și nu sunt regimentați cum ar veni într-o chestiune, sunt din cartier. Sunt din cartier și nu sunt fake, adică... Adică nu poți fi băiat de cartier dacă tu ești din cartier, dar lucrezi, nu știu, la o corporație mare, da. Să duci cu metroul până în Pipera. Nu, atunci ești un tip angajat care trăiești din cartier. Normal că te poți integra în contextul cartierului, dar nu ești un om dedicat chestiunii astea. Ca și, uite, acum facem așa o scurtă paranteză înainte să mă mut pe scaun eu. Cum era? Erau cum sunt ăștia acum care spun, domne, sunt hustler, am hustle-ul meu, știi, și îmi fac treaba, că lucrez la Sony și bă, nu. Ăla nu-i hustle, ești angajat, ești un tip, sau ai o afacere, ești businessman. Dar nu e hustle. Nu, hustle înseamnă ceva ilegal. Trebuie să fie ilegal ca să fie hustle. Hustle-ul e ilegal, exact. E chestiunea ilegală a străzii, chestiile care le faci acolo și riscurile care ți le asumi. Ăla e un hustle. Da. Restul sunt, ești angajat, ești businessman, ești sportiv, ești altceva, nu... Da, știi cum, e un termen ăsta, un slang. Da, pe care poți să-l folosești tu așa, ba mă, hustle-ul meu la Oracle. Dar nu e, înțelegi? Eu cum percepeam termenul ăsta, nu era neapărat referitor la regar sau regar, dar era mai mult chestia asta, unul care se zbate, care face, care și de acolo face, și de acolo. Da. Dar nu face ceva liniar, adică dacă aș fi angajat la Oracle sau la Microsoft, n-aș fi da, hustler. Dacă ai 5 joburi, nu e un hustler, ești un om foarte muncitor, înțelegi? Da. Înțeleg. Independent, am vrut să zic eu. Da, sort of, ceva și de genul. Uite, și acum o să spun ultima întrebare. Care e cel mai bun album la familia? Nicăieri nu-i ca acasă. E sincer. Da? Ce an e albumul scos? O, e ăsta cu tupe de borfașe, 98. 98, vara 98. Nicăieri nu-i ca acasă, e cel mai mult. Care e primul, nu? E al doilea. E al doilea. Primul a fost Băieți de cartier, care a fost...
Se auzea foarte bun ca idee conceptual, înțelegi, pentru momentul lui, dar se auzea, zici că l-am făcut sub masă. Păi da, îți dai seama, a fost, cum zice, albumul unde fumam un pachet de țigări de două ori. Treceai în studio, stăteai acolo o grămadă, n-aveai bani de studio. Mamă, dar am stat noaptea, că ți-mi minte când l-am aranjat finalul sau ce am făcut noi acolo, mai ți-mi minte cum lucram, ți-mi minte că am stat la 2-3 noaptea, era, ne-am luat pâine și zahăr, că nu mai aveam bani. Da, eu scris pe vremea aia, voi fiind primul album, evident că na, resurse limitate financiare, presupun că era un studio nu cel mai bun, că de-aia da, și suna prost, la parterul unui bloc. La parterul unui bloc. Pentru prima oară când am văzut studio la parterul unui bloc, să știi, toate studiourile care le văzusem înainte de ăsta erau studiouri șmechere. Dar n-aveați bandere. Da. Eu nu mai văzusem studiouri. El nu mai văzusem, am apucat să văd, ca Lucherește. Și văzusem pe Lucherește. Și văzusem... nu, văzusem... Văzusem pe Lucherește. Văzusem la ăsta unde am înregistrat cu Mafia. Și cu Mafia, da. Până cu Mafia ne va despărți. Da, ce am văzut. Deci văzusem studiouri, dar... Dar eu tot în București. Da. Studiouri de apartament ăla a fost primul care l-am văzut în viața mea. După aia am început, după vreo ani de zile, au început să apară așa mulți, își luau setup-uri și făceau. Dar înainte nu puteai să-ți iei un setup, că era uriaș. Oricum, problema cea mai mare nu era studio, cât dispozitivele pe care se auzea muzica, adică caseta, din punctul meu de vedere, a fost un regres pentru dispozitivele de ascultat. Venea după vinil. După vinil. Băi, vinilurile se auzeau bine față de casetă. Caseta, dacă o ascultai de 2-3 ori, gata, fâșia, pârâia, cârâia. Era mai accesibil. Și da. Încă nu a avut nicio... Să pierdea cam 50% din calitatea sunetului când înregistrai pe casetă. Și îți trebuia și un casetofon bun. Caseta metal. Oricum a fost sortită eșecului. Dar na, era să putea împărți mai bine decât vinilul. Dar întrebarea mea e ca modul în care funcționa atunci piața muzicală. După ce voi a stat în ultima noapte, trebuia să predați caseta, da? Masterul. Da, da. Ați făcut acolo, pe spun că era un băiat, un producător care da, stai, să curgă ăla, să-l înregistreze așa, tot. Așa, bun, cum pleca din apartamentul ăla, din parterul ăla de bloc, să ajungă caseta aia pe tarabe și cum se vine atunci? Care era procesul? Erau la casa de discuri, era așa un munte de dublu casetofoane. Da. Decuri, da. Care puneau într-o parte masterul și dădeau rec, puf, să înregistra pe casetă. Casa de discuri, efectiv, atunci le multiplica, era dar casă de discuri. Adică multiplica casetele astea. Efectiv, da, după, dar asta făcea. Cred că făceam un dat noi, cred că și la prima urmă am făcut da. Un dat la ce final. Dat? Eu audio tape. O casetă mică da. Care avea calitatea benzin de magnetofon. Deci banda de magnetofon. Deci avea calitatea CD-ului, practic. Okay. S-aude perfect. Dar atunci nu erau încă CD-urile mass nu, market. Nu, tu făceai casetele astea mici și dădeai lui Dan. Și Dan avea Dan sistemul Popi, ăsta. Care este datorul proprietarul Rocket Music, da? Da. Și care și el pe vremea aia avea casa de discuri într-un apartament. La etajul 4 da, sau 5. Kid Music era într-un apartament de 3 camere. Într-un apartament de 3 camere. Da. Și câți angajați avea Kid Music în 98? Băi, erau vreo 10, cred, când am mers noi acolo așa în total, cred. Băi, numai aia care multiplicau, îți dai da, seama. Da, erau la multiplicat, era el cu Sorin. Și aveau niște băieți decuri peste tot care... Da. Distribuție, trebuia distribuție, îți dai seama că aici era avantajul unei case de discuri, că după ce îți făcea casetele, ți le împărțea în toată țara. Deși găseau. Găseau. Cum îi duceau la tarabe, efectiv, că nu erau magazine mari sau benzinării, cum? Trending-ul se făcea în felul următor. Așa, asta vreau. Cine vindea casete, avea tot timpul cu un casetofon și dădea la maxim ce melodii credea el că merg. Și în funcție de cum veneau oamenii de pe stradă, punea melodia, vedea că se apropie 5-6, ăla era hit-ul. Și auzeai din zona Unirii, unde erau 10 tarabe puse, auzeai cam aceeași melodie. Bă, dacă vedea lumea că pune melodia de 2-3 ori și nu vine nimeni să cumpere caseta, nu o auzeai. Dacă vrei să auzi ce e în trending, trebuia să ieși din metrou și la Unirii. Auzeai melodia, te duceai ca prostul după ce melodie îți plăcea ție, știi? Ce tare. Și voi cum v-ați simțit când ați recupărat la Unirii prima dată și se auzea tuptor de Borfaș? Băi, se auzea tuptor. La un moment dat, mergeam cu... Noi când mergeam la concerte, mergeam cu tot așa, cu niște prieteni de-ai noștri și avea o Dacia de aia, 4 faruri, care se strica mai mereu și nu știu, trebuie să o oprim, să o împingem. Și în timp ce o împingeam, auzeam mașinile că ascultam tupe de Borfaș. Pe lângă noi. Pe lângă noi și eram așa cu capul jos, ai sticiile mai repede. Dă-i. Așa ne-am dat seama că are succes melodia. Da, atunci ne-am dat seama, buzii, cred că are succes melodia. Cred că are succes, că uite, se aude din mașină. Eu cred că un alt punct în care chiar la familia a devenit cunoscută național, iarăși noi am născut, nu știu exact istoria, dar la un moment dat voi ați fost invitați la Călinescu.
Sau doar am tu fost, ai fost, da. Sau amândoi? Că amândoi, am fost, am fost. Deja sunteți foarte cunoscuți, nu mai trebuie să vă prezint eu. Cred că aia a fost la Pro TV atunci, era la Pro TV, fenomen. Da, da. Era o chestie la nebună, se stau milioane zilei, de oameni. Da. Chestiunea zilei era Căinescu. Cum a fost seara aia? Ați avut emoții? Cum, care a fost? Mi-aduc aminte seara exact, doar știu că i-am dat cadou un cuțit, a tot. Da, nu știu. Da, i-ai dat, un cuțit. Ia, parte să dai și tu cadou. Cum te-ai gândit, băi, ce să-i dau cadou? Bă, nu m-am gândit, îl aveam la mine. Am gândit ce să facem pe altul ăsta. Să nu faceți voi șmecherii pe aici. Băieții spun butterfly. Butterfly? Așa se folosește. Ia uite, mâncați-o-s. Poate ăsta ai nevoie de... Bă, trebuie să-i dăm niște cadouri. Și ce dai să-i dăm? Și păi, nu știu, caută-și tu pântor pe două. Și l-a luat cuțitul și nu l-a luat la familia, că n-avea. Mă, gândesc că era o discuție atunci, hip-hop, era un fenomen din ăsta legat cu violența, cu la nivel național, erau îngrijorați. Îți dai seama, bătrânii, dacă, te... Nu știu, bă, dacă, te duci la... ea, frate, dacă te duci la Măruț acum să-i dai un priceac. Dai și dai un dă-la, un spaniol dă-la atâta. Ia, uite, să ai acasă. Cum a fost seara aia la Cărinescu? Băi, îți dai seama că și noi ne-am simțit foarte bine. Eram oricum destul de naivi noi așa, nu eram prea ne dădeam așa, seama de impactul pe care îl are treaba asta asupra lumii. Pentru că tu poți să controlezi acum, să vezi reacția oamenilor în timp real, pe YouTube, pe social media, pe nu știu ce. Da, da, da. Tu când scoteai o melodie sau păreai undeva, nu puteai să vezi nicăieri acea reacție, acel răspuns din partea lumii care s-a uitat. Că nici când te plimbai pe stradă, două, ba trei da, zile. Doar ba da, doar atunci. La... Sau când mai te suna câte un nebun pe telefon că îl găsise de nu știu unde. După casetă de multe ori. După casetă, da. Te suna. Dar noi n-am avut foarte mult timp feedback-ul ăsta. Nu ne-am dat seama cât de mult de asculta sau nu ne asculta lumea. Că nu-ți dai seama decât dacă făceai spectacole. Noi spectacole singuri am făcut foarte târziu. Și cred că primele spectacole singuri le-a făcut Puia cu... Da, era, noi n-am avut niciodată, mai ales în perioada aia, nu existau nici compozitori care să facă instrumentalele de rap. A trebuit să învățăm noi programele ca să facem cât de cât. Dar la treaba de organizare de evenimente, nici atât. Da, am făcut concerte cu Mărin Cornea, închipuieți. Da, adică... Mărin Cornea a organizat concerte. Neavând pe cineva care să știe cu ce se mănâncă treaba asta și cum să organizeze un spectacol de rap, era groasă. Adică nu-ți dădeai seama. De-aia m-am și bucurat că am reușit după atâta timp să ajung la Beach Please, pentru că, îți spun sincer, a fost primul festival de rap așa de bine organizat, cred că din viața mea. Nu a fost altul. Personal, mie nu vine să cred. E sincer. Că am văzut că te uita aici, se uita, trăgea cu ochii. Hai, drag, eu știu pe ăștia. Nu-mi vine să cred, când am văzut scenele astea și ultimii ani cu rap-ul, nu mi-a venit să cred și m-am uitat la ele acolo. Când am intrat și am cântat și am văzut oamenii, de ce nu-mi vine să cred? Că știu de unde a plecat treaba, înțelegi ce zic? Da, 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 da. Lumea nu, se lumea, pare incredibil. Lumea nu înțelege că lucrul ăsta n-a fost posibil, adică nu exista, nu că să vezi 3-4 trupe la un loc, să vezi și trupe internaționale, știi, să vezi atâta lume. Știi unde s-a născut rap-ul românesc, ca să înțelegi, să zicem, o fază a lui, cum să zic, una de cele mai importante, exceptând TNB-ul și chestiunile cu panterele. Barul ăla de la Cocoru. Barul ăla de la Cocoru. Tu ți-a aduce aminte? Știu că acolo a fost unde când am cântat. Era un băruleț cât camera asta așa. Bă, era cam cât camera asta fără bucata aia. Ok. Înțelegi? Unde lumea stătea așa, erau vreo... Da, dar nu mai știu cum s-a ajuns. Într-o zi, cineva a zis, băi, să ne întâlnim acolo să vorbim nu știu despre ce. Nu am idee. Cântau trupe, cântau cu o melodie, două trupe care nu mai cântaseră niciodată. Și cântau melodiile. Mm-hmm. Erau 50 de oameni, că erau cam toți ascultătorii de rap din București. Da, 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 da. Acolo s-a născut. Și acolo, da. Acolo am cântat eu, dar înainte de... La familia. Poftim? Mai țineți minte cât ați luat la primul concert? Nu luam bani. Nu luam bani la concert. Nu luam bani pentru că nu erau destul. Foarte mult bun simț. Hai că vă dăm noi ceva. Nu era, în primul rând, nu consideram că îi merităm. Și nici nu se făceau bani. Nici aia mari nu făceau cine știe ce bani. Noi eram bucuroși că cineva ne cheamă și că putem. Noi consideram un soi de promo asta, știi? Da. Adică neavând varianta YouTube, radio, nimic altceva, asta era un fel de să face promo. Te întâlneai cu următorii fani, știi? Hai mă să cântăm și... Adică era unde era să a cânti? Fost un exercițiu bun pentru noi. A, după aia cu tipul am început să primim și bani, îți dai seama. Da, când am după tupe de borfaș încolo. Da, și înainte, dar mult mai puțin, adică erau așa, știi? N-a fost după pentru... tupe de borfaș, într-adevăr, lucrurile s-au dus într-o altă zonă. N-a, oricum n-a fost niciodată pentru noi
un scop ăsta să facem bani din muzică. Nu știu de ce, dar n-a fost. Păi, dar nu e vorba, dar nu trecea până cap cum să-i faci, da, că nu înțelegeai cum. Dacă erau 50 toți la început, da, de unde? Nu te nebă să-i faci, nu înțelegeai cum trebuie să-i faci. Da, uite acum, așa, chiar că... Da, v-am văzut odată poliția la un concert, că știu că la un moment dat a fost o atitudine. Da, da, am cântat la turnul Severin, înaintea... O ia cu mafia atunci, că mafia cântă despre asta într-o piesă. Da, am fost... Severin, 50 de gaburi, au venit. A fost 98? Pa acolo, nu știu, dacă aveam noi tupe de borfa sau nu aveam. Nu aveam. Atunci cântam în deschidere la B.U.G. Mafia și la un moment dat s-a suit pe scenă o tipă care a rămas în sutien. Da, mi-aduc aminte. Și bineînțeles că noi cum eram puși, ce mai pui o mână pe acolo, hai dragă, dezbracă-te, mă, că da, îți dai seama, făcea și o fata. Ea era, că fata lui Vâncefa Gabor după acolo, foarte mare, știi? Uh-huh. Ei oricum aveau din gând să vină, dar atunci când au văzut-o și pe aia pe scenă și nu știu ce, au intrat, au oprit totul, haide, am stat la ce. Dar fata aia s-a urcat pe scenă și da. Sutiem, că așa a avut ea. Ce vrei, era... Bă, mi-aduc aminte concertul ăla, mi-aduc aminte atmosfera cum era, lumina. Era, fii atent, oripilarea adulților era la fel de mare cum e și acum față de muzica trap. Deci nu e nicio diferență, ca să înțelegem. Din contră, părinții și băteau copiii ca să nu mai asculte muzica noastră. O grămadă a venit și ne-au spus asta. Bă, câte bătaie mi-am luat pe casetele astea, știi? Și îți dai seama că și poliția era... Nu vă harea, normal, da. Nu, erau cumva forțați și ei să intervină. Trebuia să ia atitudine. Că opinia publică era oripilată. Dom'le, ce se întâmplă? Ia uite pe ăștia, înjură, nu știu ce. Și atunci poliția era presată de aia mai sus să facă ceva. Și noi chiar suntem o trupă din trupele de rap, dintre astea trei care se spun clasice, noi înjurăm cel mai puțin. Mă rog, și am stat la circa, cred că ne-au ținut până dimineață. Bă, acolo. Dar cum s-au oprit concertul la jumate, v-au luat după ce a scos pe scenă. Nu, au intrat pe scenă. Au intrat efectiv polițiștii pe scenă. Mulți mai spre sfârșit, cred că au lăsat concertul să se întâmple. Nu mai știu că zic concert, s-a cântat, nu mi-aduc aminte. Păi cânta mafia. Ok, și au venit efectiv 50 de polițiști pe scenă? Da, au venit, aveau dubele afară. Fiecare a băgat acolo și ne-a pus să dăm declarații. Declarații despre ce? Adică ce care era faptul? Că am înjurat, că am folosit cuvinte vulgare, că am instigat la violență. Dar numai că declarațiile le-am avut eu acasă, o parte le-am păstrat. Noi eram beți, practic, eram copii. Da, plus că da, nu prea aveai cum să dai declarații. A fost o chestie de râs, ca să zic așa. Păi declarația lui Dragoș era scrisă, am păstrat-o mult timp, nu mai le-am, acum nu știu dacă nu i-am dat lui Dragoș. Am început să scriu exact toate înjurăturile de pe piesă, știi? Era scrisă cu Carioca. Recunosc că am zis și dau nu știu cine și nu știu. Da. Adică... Deci ai fost sincer în declarații. Am fost caterincă, o scrisă. Era o caterincă, nu. Puia sincer în declarații, sincer și pe scaunul de poligraf, dar hai să vedem acum și pe domnul Sișu. Rafael, de sincer, vă invit să schimbați locurile, băieți, să vedem ce urmează. Hai băiatul meu, vin aici. Îți place viața de burlac? Nu neapărat. Sigur minte. E sincer. E sincer? Nu-ți place viața de burlac? Acum pot să dezvolt. Băi, nu vă bat, că mie îmi place orice dacă e bine. Am înțeles. De cât timp ești burlac? De vreo 10 ani. 10 ani de zi, da. Ok. Îmi place orice dacă e bine. Dacă nu e bine, prefer să fie liniște, înțelegi ce zic? Da. Și de asta am spus că nu neapărat. Logic, există un număr de avantaje, evident. Aici vreau să intervin cu următoarea întrebare. Dar, există și un număr de dezavantaje. Te gândești, bă, accept... Realitatea sau prefac? Mă prefac, exact. Ai multe gagici sau puține? Am ceva gagici, dar nu... E sincer. Poți să dezvolți? Este sincer? Poți să dezvolți? Are ceva. Acum are ceva ce înseamnă pentru el? Ce înseamnă că nu puține. Nu putem defini între X și Y la acest număr. Și încă de vârsta mea, ia iurea să spun, bă, că îmi plac gagicile. Îmi plac femeile, într-adevăr, foarte mult. Și îmi place să interacționez cu ele, în primul rând, toate nivelurile, pentru că e o altă energie decât cea masculină și e foarte frumoasă. Dar în momentul de față, chiar de la perioada pandemiei, să zic așa, am oprit un pic... Robinetul. Chestia asta ca să mă pot concentra la treburile mele, pentru că alte persoane... Petreceai mult timp? Păi nu, dar cu cât ții legătura cu mai mulți oameni, mai vreau să mergem încolo, vreau să facem mai... Tu nu mai ai timp să-ți faci treburile tale, înțelegi ce zic? De asta spun, și când ești burlac, prea multă lume sare pe capul tău. Și nu mă refer neapărat la femei, și la băieți. Hai să mergem, hai să nu știu ce, hai să ne distrăm, hai să... Și am fost nevoit să tai un pic din firele astea ca să pot să am energie pentru lucrurile care le-am de făcut conform vârstei mele. Îți place cum te dublezi la show-uri? E cel mai bun dublaj pe care l-am avut în viața mea. Ia zi, boss. E sincer. Așa.
Bravo. Da, păi da. Ești dublat de cel mai bun rapper și de asta. Asta. Stai că un pic că mi s-a deschis unde asta. Și foarte bună, dar și funny show-urile voastre împreună. V-am prins împreună într-un club la un moment dat. La noua, cred, în Cluj erați. Da. Și la un moment dat, nu că v-ați certat, v-ați început să vă las cumva mișto pe scenă. Că după, nu mai știu, voi tu o piesă, era altă piesă sau tu încercai ceva, da, da, da. Ceva, nu mai știu. Da, păi la, noi show-urile oarecum nu sunt foarte calculate și la familia, să știi că show-urile lui Puia sunt mai organizate decât show-urile la familie ale noastre. Mi-am dat seama, da. Noi de multe ori lăsăm puțin freestyle să curgă lucrurile, mai facem o caterincă, mai stăm de vorbă, cu oamenii. Da, e tare, adică asta e la familie. E altă vibe. Mai de asta așa de cartier. Îți pare rău că ai făcut piesă cu piese cu El Niño? Da. Este sincer. Da. Dar acum ca să și dezvolt, îmi pare rău că m-am implicat în chestiunea asta în care eu nu credeam în succesul cuiva sau nu era o chestie în care vreau să mă implic eu, în care consideram că e bine pentru mine. Dar m-am implicat datorită oamenilor din jurul meu care s-au implicat toți și nu puteam să rămân pe din afară și consider că n-a fost un lucru benefic, mai ales când pus mai mult cu piesele astea. Eu nu, știu, ce a fost acolo, adică nu cunosc substraturile, dar știu că la un moment dat a fost o întreagă brigadă, care cred că se numea Stradivarius. Stradivarius, care există, Stradivarius, nu, da. Există în continuare. Asta, există. Asta este echipa și mea. Hardcore. Deci în continuare și Hardcore, care este trupa noastră, ca să zic așa... A fost un proiect. Un proiect național, în care noi am vrut să aducem aminte de niște valori, de niște lucruri care noi le considerăm importante. Da, știu că era, dar El Niño nu era, Hardcore. Nu, dar când la un moment... Cedric cu tine și... Eu, Cedrea, Dragonul, și Dragonul, Pașa, Carbon, Stres, Tecostar. Dar numai că la un moment dat am vrut să mărim brigada, am vrut să facem o chestie mai mare și okay. Eu cu Cedrea am vorbit și am băut, am mai sunt niște băieți care cântă și am mărit. Am zis, hai veniți și voi cu noi în brigadă, nu în formație, veniți și voi cu noi ca să mărim treaba, să facem mișcare. Uteng. Da, și să zicem, unii dintre oamenii pe care noi am mizat, pentru că el n-a fost neapărat alegerea mea. A fost El Niño. Da. Era femeia, avea albumul cu Onoarea înainte de toate. Nu, ăla a venit după noi, nu? După ce a intrat cu noi. Atunci știu că, adică albumul ăla știu că a ridicat mult, eu cel puțin atunci am devenit. Da, păi într-un fel, sincer, noi am fost, știu că el nu menționează lucrurile astea nicăieri, dar noi am fost rampa pe care el s-a ridicat. Mie nu pare rău că cineva se ridică. Mă pun jos și suiete pe spatele meu și ridică-te până la cer dacă poți. Dar eu am probleme vis-a-vis de diferiți oameni, vis-a-vis de calitatea lor, de felul lor de a fi. Și atunci am probleme și atunci apar discuțiile care apar. Care în momentul de față sunt trecute. Dar dacă m-ai întrebat, da, îmi pare rău că am participat la crearea acestei chestii. Ok. Acum e o întrebare. Întrebarea roșie. Întrebarea roșie. Ești pregătit? Nu trag decât în roz. Vezi, prostule, că ești la asta și nici nu răspunde, te răspunde că nu e. Nu am dat părec. Deci, ai uitat de alea? Oricum glumeam că nu-mi place, e o prostie chimică, adică sincer. Nu. Da. Cred că îi fac cacelele ăla. Așa, când eram noi mai mici, mai de mult, și eu nu eram însurat, ai umblat vreodată cu vreo gagică de-a mea? Cu nevastă-nea. Știam eu. Ce? E sincer, azi, dracu. Nevastă-nea. Deci ați fost șoguri. Șoguri, da. Șogore. Șogore. Și a fost o chestie de lungă, adică acolo a fost serios. Da. A fost cu aceeași persoană împreună, adică... Da. Păi da. Că da. Da. Cât a durat asta, adică... Păi, acum, băi, noi eram doi... Eu vezi că acum nu dau seama. Hai să spun care e toată chestia. E mai bine să fii doi. Că n-are timp mereu unul să se întâlnească, înțelegi ce zic? Așa că dacă Puia era plecat și eu eram... Hai bă, să ieșim, hai să înțelegi ce zic? Adică, sau dacă plecam eu sau nu știu și n-avea Puia, nu? Învățați sați de gospodărești. Da, exact, cumva. Nevastă-ne. Da. Interesantă percepție. Da. Vieții de cuplu. Eram mici. A fost greu la pârnaie? Nu. Adică, o să mă și explic acum. Un verdict pe nu. Minte. Păi nu, că asta am vrut să mă și explic. N-a fost greu din punctul de vedere al, cum să zic eu, probleme, semomacine sau chestii de genul ăsta. Dar a fost greu datorită plictiselii, mai ales în ultimul mandat, când deja nu mai aveam treabă, nu mai am
nu mai făceam nimic și a fost o plictiseală, ca să o numesc așa, titanică, uriașă, o târâre prin zile așa, în care să fii conștient, treaz, perfect energizat și să vezi ce faci, să faci ceva și să n-ai cum să faci chestia asta. Și aia a fost adevăr greu, aia a fost o chestiune care mă nebunea, eram plin de energie, plin de chef, plin de viață și n-aveam ce să fac. Dar din restul punctelor de vedere, a fost greu, a fost lungă perioada asta tot. Câți ani de pușcări ai făcut? Adunați, cred că vreo 5, zic eu, nu? 6. Da. 6 ani adunați și ultimul mandat cred că a fost la distanță de mare față de perioada celorlalte, nu? Că ai avut 3 sau cât ai avut total? 3 sau 2? Da, a fost, primele două au fost foarte repede, la 6 luni după altul. Celălalt la, să zic, vreo 3 ani și ceva. După. Ai învățat ceva de pușcăriți? Ai făcut prieteni? Adică... Să nu mai ajungi. Bă, am învățat că poți să pui AdBlue în cuină. AdBlue. Glumesc acum, nu. Am învățat să am răbdare. Uite, acum aș vrea să faci un top, dacă tot stai la subiectul ăsta. Ce ai alege între Jilava, Mărgineni, Rahova sau arestul de la circa 13? Care ți se pare mai ok? Eu pe arestul de la circa 13 n-am fost, că am mers direct la capitală, central, adică mi-a plăcut. Aha. Să fie mai central. Ok. Aproape de metro. Da, aproape altceva. Dacă aș vorbi așa, uite, care e Mărgineni, locul cel mai bun în ghilimele. Depinde ce vrei. Ce categorie? Să ne faci o recenzie. Dacă vrei să-ți faci de cap și vrei să fii nebun, și asta te duci la Jilava, înțelegi ce zic? Jilava e haoseagă, a? Da, e mai haos. Dacă vrei să stai liniștit și vrei să-ți vezi de treaba ta, te duci la Mărgineni, logic. Dar nu știu dacă mai ai voie acum, că Mărgineni mi se pare că e maximă siguranță. Da, m-am gândit că acum cu schimbările astea de încadrare, să știe și copiii unde să ce parte să meargă. Nu, evident. E ca la liceu când intri, spui o listă de 1, 2, 3, în general te duci, da, ce, da, exact. Să mă rocați ca opțiuni sau cum e. Te duci la cel mai aproape de casă, dar bineînțeles okay. Că te poți muta. Se numesc afaceri chestiile astea, te muți, mutatul ăsta. Practic stabilești unde vrei să te muți, cauți pe cineva de acolo, îi scrii o scrisoare sau îl suni dacă ai numărul. Schimb loc la Jilava cu locul. Nu, și zici, dă-mă în judecată că am plecat, că mi-ai dat, când ai fost la Jilava pe curță, mi-ai dat 5 cartoane de țigări și eu nu ți le-am dat înapoi și ai plecat și te-am păcălit. Și în judecată și penitenciarul e obligat să te ducă acolo pentru judecată. Ah. Înțelegi? Și judecata se face în circuitul intern al... Nu, se face la tribunalul de acolo. Tribunal? Și te duci acolo, te mută pe penitenciarul ăla și tu începi să ai instanță în orașul respectiv. Păi, și te duci acolo amâni, te duci prima... Doamna, n-am avocat. Doamna, nu spui avocat pentru și cartoane de țigară. Doamna, n-am avocat. Data viitoare nu pot să ajung că am o problemă. La penitenciar, când se scoată să te ducă la instanță, zici, mi-a rupt piciorul. Sau eu ce-am pățit, mi-e rău, nu pot să merg la instanță. Dacă stabilește doctorul, nu poți să mergi, nu mergi, mai amână. Și rămâi acolo până se termină. Dar tu nipul ăsta, mai bine pe alții să se dea în judecată acolo. Și rămâi pe loc. Mi se pare foarte mult, ai spus foarte mult knowledge aici, mulțumesc pentru pontul, sper să nu când vrei să pleci, nu mai faci nicio afacere în orașul ăla și pleci înapoi de unde ai venit. Și de asta pe că erau 3 Mărgineni, Jilava și ai mai spus Rahova. Și Rahova. Da. Rămânem pe Mărgineni, liniște, brazi, aproape de munte. Foarte bine, ok. Hai, e bine. Rahova că nu e opțiune. E pe locul 2, că a zis Rahova, că Jilava e mai... Nu, eu la Rahova, sincer să fiu, am stat decât 3 săptămâni într-o trecere, ca să zic așa. Nu pot să mă pronunț. Da. Paraziții sau Biugi Mafia? Biugi Mafia. Na, nu contează, nu e vorba cu cine sunt sau cu cine m-am certat. E vorba de ce muzică îmi place mie, ca om. Asculți muzică trap? Da. Și-ți place? Este sincer. De fapt, dacă asculți? Îmi place așa cum îmi place și direct. Unele chestii îmi plac, unele nu-mi plac. Unele mi se par niște imitații la niște chestii bune, pentru că e o chestie bună care noi observăm, mamă, ce tare chestia, să facem și noi. Să mai facă 10 variante care sunt proaste de cele mai multe ori. Dar de multe ori am văzut și MC bun. Și români? Și români sunt foarte buni. Uite, de exemplu, sunt unii mai buni decât Travis Scott, spre exemplu. Nu știu dacă român, dar zic din afară. La Travis Scott, ceea ce vinde e show-ul lui propriu zis. El e un entertainer, nu e un MC. Și un MC foarte bun de trap, cine ar fi? Adică ca o referință, să-mi dau seama cu cine compară. Tot cineva din mare. Din adică... afară te referi, nu? Da, poți să zici din România, dar... Băi, uite, Joyner Lucas e un om care... Joyner Lucas, ok. Și mie îmi place. A arătat că poți să faci pe trap. Ai și mesaje. Da, și să cazi foarte bine. El face un... Joyner Lucas face o intersecție, face un mix. Categoric, cumva. Categoric. Dar să știi că și din... Uite, spre exemplu, Young Thug, iarăși, suna foarte interesant. Nu toate
toate piesele, pentru că au foarte multe zone cu ciudățenii, foarte multe zone cu ocultisme. Probabil eu n-am ascultat horrorcore rap nici înainte. Și mi-e foarte greu să rezonez cu trap-ul modern, pentru că e foarte horrorcore trap-ul în general. Horrorcore însemnând pe zona asta mai ocultă, da, mai spirituală, pe spirituală întunecată, ca să o numesc așa. Da, da, înțelegi? Da. Și nu am rezonat nici înainte cu horrorcore-ul care îl făcea, spre exemplu, Gangsta Nip sau Grave Diggers sau Flatliners, care erau în anii 90, mă refer. Și nici acum n-am cum să rezonez cu Playboi Carti sau cu Travis Scott. Care... Hai, Travis Scott nu e chiar în zona aia extremă, dar e tinde. Se folosește de chestiunea asta și... Ia niște motive. Da, și știi cum e la urmă, da. Tu poți să nu crezi un lucru, dacă faci niște chestii, în viață ce cereai primești. Da, 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 da. Cam așa se întâmplă și pe termen scurt și pe termen lung. Înțeleg ce spui. Și nu am fost, plus că eu am considerat rap-ul și trap-ul mă refer, care îmi place, le-am considerat niște chestii mai mult motivaționale. Mai mult decât eu vreau să ascult o muzică care să mă facă să vreau să rup lumea. Aspirațional. Nu, exact, nu o muzică care să mă facă să vreau să mă sinucid. Total de acord cu tine, dar uite, întrebare sinceră. Dacă te întrebam acum 10 ani despre trap, aveai o părere bună sau nu? Bine, mi-a plăcut întotdeauna, de când ai ca să spun ceva, mi-a plăcut și Future când l-am ascultat și eu consider că el e părintele trap-ului din punctul meu de vedere. E sincer. Îmi place muzica care îmi dă o stare bună, care îmi dă o stare, care zburește pielea pământ, ca să zic, de multe ori prin ce zice. Nu neapărat prin frecvența sunetului, că frecvența sunetului știm că poate să facă chestia asta și dacă e calculată matematic, înțelegi ce zic? Da, da, da. Trebuie să mă miște artistul. Înțeleg. Și din România cine te miște? Păi, ai de la băieții de militari, nu? Care sunt Mugăcapa, Albert Nebunu, care sunt buni. Nu sunt neapărat în aceea zonă ca ce fac eu, dar eu zic care sunt buni. Îi ai pe Oscar, care e bun și care a fost și la Battle MC. El e un MC, da, la baza, da, 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 a fost mulți ani când era fost mulți ani cu Brigada, cu Derig, da? Cu Sandora, cu ăștia mai mari. Brava, Ian, sunt buni. Sunt în zona asta întunecată a problemei și eu nu rezonez cu chestiile astea. Pot să apreciez calitatea artistului, al MC-ului, al interpretului, le pot aprecia. E Uzi cea mai bună voce din rapul românesc? Cred că da. E real, dragul să fie. N-am zis cel mai bun rapper. Minte? De ce s-ar putea să-ți fie ieșit așa o chestiune? Pentru că, sincer, când m-ai întrebat treaba asta, m-am gândit un pic și la DCN-ul. Da? Da. Înțelegi? Și de-aia am ezitat. Pentru că m-am gândit și la el un pic. Personal, dacă mă întreb pe mine, cel mai mare rapper român, de-aia ți-am și pus întrebarea, tu ești. Pentru că ai făcut un pachet, care pachetul ăsta a contat foarte mult. Dar ca timbru al vocii, Alin, într-adevăr, era deosebit. Și e deosebit. Ah, vezi, aici vreau să ajung. Da. Da. Ca imagine, ca prezență, el cu tot. Categoric este primul care a avut imagine. Dacă s-ar face un logo audio cu care să reprezinte rapul românesc, cred că vocea asta îl reprezintă, da, că a fost la început. Categoric. Iar de ce ne un schimb, de ce ne o legendă a rapului, old school, se mai știe ceva de DCN-ul? Nu știu. Nimeni nu știe nimic. Știi că mă gândesc că de câte ori cineva vrea să imite rapperii români, își îngroașe vocea și cred că din cauza lui Uzi asta. Da. Toată lumea când vrea să imite un rapper. Avem faceți rap. Cel puțin toată lumea. Ăștia sunt rapperi de aia. Și îngroașe vocea, știi? Ca să ajungă cumva acolo. Deci asta e o dovadă. E ca să imagine. Ai vrut vreodată să te lași de rap? Bă, odată, două zile. Am gândit la două zile? Sincer. Băi, dar ce s-a întâmplat în alea două zile? Stai așa. Au fost două zile critice. Da, da, au fost. Te-au marcat, bă. Zile, da, care mă gândeam, zic, bă, poate n-ar fi bine, poate, dar mi-a trecut repede. Dar ce motive erau în spate? Bine, oamenilor din jur li se părea că nu fac o chestie serioasă, înțelegi ce zic? Erai mai pe la începuturi sau când era oarecum, să zicem, la câțiva ani după. Mi se părea că e o chestie așa, bă, cât de legă să o ții cu tâmpenile astea și... Și am avut și așa un moment de ăla, zic, bă, dar dacă eu sunt nebun... Dar dacă nu era să faceți muzică, ce ați fi făcut? Am primit întrebarea asta de foarte multe ori, dacă nu era să facem muzică, ce am fi făcut? Și cred că în niciun caz nu eram angajați, asta cu siguranță. E foarte greu să răspundem la întrebare pentru că noi am început, nu știu, la 15 ani treaba asta. Adică a fost primul lucru care l-am făcut. Nici nu m-am mai gândit vreodată ce aș mai putea să fac pe lângă. N-am încercat altceva. Adică asta am făcut. Pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult, nu aveam de ales pentru că nu m-am dus la școală. Da, te aveai... Trebuia să fac... Adică... Investisem deja foarte mult timp în chestia asta și... Există joburi fără școală, adică există, dar nu, probabil nu ți-ar fi nu plăcut. Sunt, bă, nu, 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 în, nu în anii 90 când, nu erau. Boscheții și ăsta spațiu verde, știi ce zic? Că... Bine, el vorbește că a beneficiat de internet, dar noi atunci nu aveam, nu era opțiunile astea, adică...
în 90 să faci fără... niște șuruburi bune, niște astea. Da, 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 maestru... Fără facultate, da, chiar nu puteai să te angajezi undeva, că nu, nimeni n-ar fi pe bănuit. Un job, da, da. Un job așa, da. Infracțiuni în Sălăjean sau pe plajă la Monaco? Adică dacă se fac infracțiuni în Sălăjean sau se fac infracțiuni pe plajă la Monaco? Nu, mă. Să stai liniștit pe plajă la Monaco sau să faci infracțiuni în Sălăjean? Ce te pasionează mai, mai mult? Ce te satisface mai mult? Mare, ce trebuie să faci ca să stai liniștit pe plajă la Monaco? Trebuie să faci infracțiuni în Sălăjean ca să ajungi ipotetic. Ca să putem să spunem ipotetic, că pur și vorbim... simplu ai fi pe plajă la Monaco. Na, nu. Acum te gândești ce să viață... faci. Anturajul. Dacă te duci pe plajă la Monaco și o să fie bine o zi, două, trei, o săptămână, cinci, poate apare unul din Sălăjean și bă, ce dorme să mergem pe Sălăjean. Asta mă refeream. Da, da, deci... deci? Cred Sălăjeanul prefer, sau pe plajă la Monaco? Cred că prefer pe plajă la Monaco, că e mai ușor să ajung de pe plajă la Monaco înapoi în Sălăjean decât în Sălăjean pe plajă la Monaco. Da. Și sincer. M-ai mințit vreodată? Probabil că da, da. Nu mă aduc aminte acum, dar sigur te-am mințit. Sincer. Care e prima ta reacție când vezi că te sun? Răspund acum sau o să sun eu mai încolo? Da. Ești, ești o persoană generoasă? Asta nu pot să spun, eu nu știu, oamenii din jurul meu își dau seama dacă sunt sau nu sunt generos. Eu zic că ești, ești. Nu știu, dacă îmi ceri ceva, îți dau, dacă pot să-ți dau, dacă nu pot să-ți dau, nu te bag în seamă. Asta e. O știu că lumea a fost înapoi la fel de generoasă cu tine cum ai fost tu cu ei? Nu știu dacă lumea a fost la fel de generoasă, dar Dumnezeu, prin oamenii din jurul meu, a fost la fel de generos. Adică, sincer să fiu, toți oamenii din jurul meu, dacă am, mă refer oamenii care am o legătură, da, cu ei, da, da, suntem prieteni și astea, cred că mă pot baza oricând pe ei. Și asta, Dumnezeu a aranjat lucrurile să fie așa, să fie și ei sănătoși, să fiu și eu aici, să fim toți și, și de-aia mereu spun, că mulți spun, doamne, ce Dumnezeu, ce treabă are Dumnezeu, că te-a salvat un doctor sau... Eu îi mulțumesc Dumnezeu că există doctorul ăla, așa îi mulțumesc Dumnezeu că există prietenii mei. Păi, corect, da. Și ultima întrebare, întrebarea de 10 milioane de euro. Ai renunța la, la familia și prietenia noastră pentru 10 milioane de euro? Bă, nu. Nu, minți. Mi se pare normal. Nu știu, eu m-am gândit așa. Păi bine, de fapt, sincer să fiu... La câți bani am făcut noi împreună, îți dai seama. Sincer să fiu, acum știi ce mă gândeam? Cred că mint din cauza faptului că mi se pare și imposibil. A, știți, bă, cineva care vrea acum să vină cu 10 milioane să vedem care e treaba? Înțelegi? Că să mă lămuresc și eu, că nu știu. Când vezi în față, nu știu. Da, nu pot să mă pronunț. Da. Bă, 10 milioane, 10 milioane, Dragoș. Păi asta, asta zic și eu, trebuie să fii tâmpit, să nu... Înțelegi? Plus că, da, 30 de ani am fost prieteni. Am fost prieteni și da, la câți bani am făcut împreună, nu știu dacă să strâng 10-20 de mii de euro acum din tot. Mai buia și ăștia din ei, mai nu știu ce ai dreptate. Adică m-aș supăra eu să nu renunț. Dacă voi v-ați împrumutat bani unul altuia, ați avut perioade în care să vă împrumutați bani, să aveți dat bani. De multe ori ne-am și dat așa, cred că ne-am și împrumutat bani. V-ați certat vreodată pe bani? Pe bani nu cred că ne-am certat pe bani. Nu pe bani nu, dar ne-am certat. Ne-am certat, dar nu pe, pe femei? Nu. No. Pe bani, pe femei, pe astea nu. Nu, să știi că ne mai repede ne certăm din principii, din chestii de orgolii, din chestii de astea, nu din... Nu pe ceva factor din realitate. Da, da. Da, când era șocul că aveți no, asta cu nevasta mea, voi știați unii de alții sau adică... E rândul meu, cum făceați? Știați unii de alții sau ați aflat după, după ceva timp? Nu, no, fost. Într-o oarecare măsură, într-o oarecare măsură, știam. Bănuiam. Știam într-o oarecare măsură. Te știa, dar era un subiect tabu așa. Da, dar nu era o problemă, înțelegi? Ca DJ-ul, formație. Era formație. Da. Era familia, da, da. Băi, foarte tare episodul, mi s-a părut, mi-a trezit și foarte multe amintiri nostalgice. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. De invitație. Și așteptăm lansări noi de muzică, așteptăm piese noi. Cu mare drag, cu mare drag. O să și... le scoatem, o să lansăm, o să facem. Bineînțeles, la Beach Priz 2025, amândoi vă aștept acolo să faceți show și împreună. Bună, și separat, mereu și... au ieșit, a ieșit show acolo. De cât atunci când a fost frig, a fost o problemă. La Hustle. Da, a fost nu la Hustle, nu. La prima ediție, cred că. Nu la prima, la a doua mi-a fost foarte frig. Dar nu mai e cazul că suntem în iulie. Da. Acum adică e clar, nu mi-aduc aminte nimeni din concertul ăla, sincer să fiu. Da, eu țin tai doi concert, că ți-a avut pe care a cort m-a zis pe scenă mai ține. Băi, mai să mi presi că am pe acolo. M-am simțit foarte bine, vă mulțumesc din suflet. Și ca întotdeauna, fraților, vă mulțumesc de asemenea și lui Octavian Examinatorul. Vă mulțumesc vouă pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați dați un pumn butonul de like, să dați un share pe story pentru că ne-ați tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu m-am dus. Pa!